303 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate în România de la ultima informare, astfel că numărul total de îmbolnăviri a ajuns la 11.339, a anunțat luni la ora 13 grupul de comunicare strategică. 631 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit, la terapie intensivă mai sunt internați 227 de pacienți, dintre persoanele infectate 3141 au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus se înregistrează în continuare în județul Suceava 2650 și București 1190, un număr important de cazuri se înregistrează și în Arad 522, Bihor 416, Botoșani 430, 31, Brașov 416, Galați 354, Hunedoara 472, Mureș 407, Neamț 435, Timiș 443. 490 de dosare penale au fost întocmite de către oamenii legii MAI până în prezent, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimele 24 de ore 5.406 persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane le-au fost aplicate amenzi în valoare de peste 10 milioane de lei. Autoritățile reamintesc cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800 800 358.